Vom continua cu aceste etape pregătite tinerii de elevi de la Colegiul Național Vasile de Savrii, cu un grup de elevi de la Liceu Vasile de Savrii din Chișinău și, bineînțeles, și cu formația studenților de la Universitatea Vasile de Savrii din Bacău, tot cu Vasile de Savrii. Mânele soțin și firesc așa. Sper să vă placă spectacul acestor tineri frumoși, admirabile și care cu mult suflet pentru a păstra neapărat folclorul românesc, pentru a face mai departe și a transmite generația viitoare. Eu mă bucur că mai sunt tineri care le place folclorul, care îmi place să danseze, care îmi place, le plac dansurile noastre tradiționale. E mai bucur că mai găsesc așa tineri care la cei mai mulți le rușine. Dacă noi e influența, dacă noi nu știu, credem că înseamnă că n-am dat ceva de vot, iată că sunt tineri care nu reușine, că sunt români și sunt dedicați să vă face mai departe tradiția noastră, în tradiția noastră românești. Eu vreau succes și vizionare făcute. La ora 6, la 18, repet, că încă o dată ne vedem în clădirea nouă de la Universitatea Vasile Alexandrii, în spate la Tic-Tac, acolo de cimitir. Spuneam mai devreme cuiva că la Bacău o să frumoasă așezare. Stadion, în merg la stadion, pare treci pe la Universitate să te cultivi și mai oprești privatul la cimitir, pentru că este mai și în veșnicești, da? Bun, succes în cimitir stadion. Thank you.
la piscina, un gruppo di allievi, conduce questa donna professora Silvia Stratile, prietina nostra di protezionare per il fica data presente da Bacò. A forza c'è un'altra due edizioni di Alexandria, da parte a Fascina Bacore, un gruppo di allievi della liceo Basile Alexandri di Chișinău. Un liceo di elite, și ne bucur că astăzi sunt aceste fete minunate și frumoase, parcă toți așa. Și doamna Stratile e la fel de minunată ca și fetele care a venit. Să ne aplaudăm și să ne invităm pe scenă pentru doamna. Stimați prieteni, profesori, colegi, onorați anfitrioni ai celei de-a treia ediții a Biennalei Alexandriana. Suntem onorați și în acest an de invitație, vă mulțumim de această cale și recunoaștem că și în acest an ne-ar fi fost greu selecție de la această activitate. Probabil cei ce numește Alexandri sau mai bine zis dorința de solidaritate, hai să dăm mână cu mână, cei din partea română, nu se dezbină definitiv nici peste an. Dacă aș face o retrospectivă a celor două ediții, îmi amintesc la prima ediție în 2017, elevii mei, în afară de bucuria și inimile calde, dar și sincere cu care am venit, am adus și poezia senină pe unde geloasă, pe unde lucroasă, cu arcii salverii, adică elevii mei au venit cu o recitală din pastelurile poetului Alexandri, spre a ne convinge că spațiul românesc este cel mai frumos ca nimeni, pentru că e al nostru. În 2018, în anul centenar, la cea de-a doua ediție, ne-am gândit că recitalul nostru trebuie să conțină poezia patriotică a lui Alexandri, poate visul de unitate al românilor pe care l-a avut parcul de la Mercești, peste 100 de ani s-ar fi putut realiza, dar nu a fost să fie așa. Probabil nu am învățat noi bine poezia patriotică a lui Alexandri, iar idealul mai e o lecție pe care trebuie să o dușim. La cea de-a treia ediție a Alexandriadei, elevii de la Liceul Alexandri din Chișinău mai fac un efort de învățătură și vă prezintă secvențe post-scripturale din cărțile scrise de dumneavoastră, dragi prieteni, consacrate Alexandriadei, pe care mi le-ați dăruit dumneavoastră în cele două ediții. Dovadă a acestor cărți este recunoașterea muncii, a talentului, a cercetării, a scrisului dumneavoastră, pentru care Alexandri al nostru, al tuturor, după cum scria în aceste cărți, profesorul Ioan Dănă, reușește să ne adune și nu doar să ne rugăm pentru el, dar ne motivează să mai existăm atâta timp cât ne mai pasă de valorile noastre românești. În continuare, ofer cuvântul acestor voci tinerești, aproape angelice. Și este bataia unică a lui Alexandri. În această totalitate, al fiților sale de la
cum să urmiți proiecția națională a românilor. Și pentru unul și pentru celălalt s-a încercat totul pentru o marca. În sensul concret al termenului, trecerea prin această viață. Spunea într-un interviu acordat profesorul Ioan de Pină, Eugen Simon. Thank you.
veșnic tânăr și ferice, ce din frunzele spunește, ce cu vorba zice, ce cu fluierul îmi zice și cu basmul povestește. Veselul Alexandrii, ce-i șârând mărgăritare pe astele blundă rază, acum secolii străbate, lumine luminoasă, acum râde printre lacuri, când o cântă, și în miezul nostru.
Sper că a luat semnătul mare la examen, nu? E
bine? Corect. Urmează acum firesc, ca să încheiem întâlnirea noastră, ca spectacol de astăzi, și un grup de studenți de la Universitatea Vasile Alexandrii, îi invităm pe scenă. Ne va prezenta tot un spectacol folcloric, pentru noi așa, Alexandrii, pe la mea fost Oh!
asigur admira ceea ce se întâmpla la Mircea și poate organiza și el la Conaco, el la Roșie acolo, câte o sărbătoare de astea cu țărani din zona de acolo. Erau invitoși cu folclor și de oameni, propria doamne. Deci aia cred că se prietează, se va prieta întotdeauna ca la Alexandriadă, la momentele acestea, să avem și astfel de sedințe de folclor. Dacă la Bacovia așa ceva nu merge pentru noi, cumva bine, Bacovia, cu Alexandrii, fără doar și poate, că chiar face parte de opera Alexandriei. Așa că vă mulțumim tare, nu ne mulțumim studenților de la Vasile Alexandrii, da, domnul profesor, cum să zice? Așa? Am vrea să vă prezentați. Precizare, vă rog, ansamblul folcloric pe care l-ați urmărit acum în final se numește Pastelul Păcăoane. Printre primele apariții în public ale acestui ansamblu, anul acesta a fost înființat ansamblul Universității, dar s-a restabilit din Bacău. Instructor Robert Coștrovanu, dacă l-ați zărit aici, iar mai înainte, mitică Pricopie pentru colegiul de Vasile Alexandru. Iată că e profesorul. Așa, deci, a doua de vii, e un profesor. Această personalitate extraordinară care a fost, este și va rămâne Vasile Alexandru. Să-l prețuim, pentru că merită să-l prețuim cu toată dragostea și cu toată înțelepciunea. Vă mulțumim și vă rog în continuare să ne la ora 18 la Universitatea Vasile Alexandru, corpul de încălzire nouă.